suntem în încinta viitorului centru multifuncțional din piața Cuza Vodă din Abrud și pot să anunț cetățenii că am semnat etapa a doua de finanțare, un contract pe noile programe operaționale și pe această cale vreau să anunț că proiectul nu este finalizat, deci ceea ce vedeți în centrul orașului este finalizat undeva 90%. Urmează acum, după ce am semnat etapa a doua de finanțare, să achiziționăm mobilierul urban, sunt băncile care vor fi amplasate în centrul orașului, sunt bolarzii, pentru că bolarzii pe care vedem acum sunt doar provizorii, o să fie bolarzi fixi care vor delimita circulația auto și cea pietonală, vor fi căile de acces spre locuințele care se află în centrul orașului, circulația auto va fi deschisă în piața Cuza Vodă în momentul în care lucrările în acest centru multifuncțional vor fi finalizate și pentru că am semnat noua finanțare și banii sunt asigurați, speranța mea este că până la sfârșitul anului acest proiect va fi finalizat. Va fi finalizat și ne vom bucura cu toții de el, pentru că acest proiect este făcut în principal pentru cetățenii orașului. Am suferit cu toții, pentru că am avut o perioadă de timp în care am avut restricții de circulație. Probabil că și afacerile din zona au suferit pentru că n-a fost acces auto, dar lucrurile acestea vor trece și ne vom aminti în viitor despre ceea ce am realizat în oraș și ne vom mândri cu aceste proiecte pe care le-am realizat.